Pardon, îmi cer scuze. Ce ai la tracțiune? Nu vă spați că trebuie. Că sunt da, dacă nu vezi, cum faci poza? Stați un pic. Păi prind aici, activitatea feroviară. Nu vă spați că trebuie locomotiva. Ce ea este la tracțiune? Că aia știu cu 9153, dar numărul. Adică ea cât mai exact? Ca să-mi dau seama, nu de... E de București Călătorii. 410, da, e a depolii București Călătorii. Bucureșteancă e. Bucureșteancă? Da, da, e de București Călătorii. 410. Bucureșteancă e căsătorită cu moldovean. E a... Vagabonde. Eu? Da. Nu, chiar, nu. Eu sunt doar pasionat feroviar, n-am eu treabă cu alea. Nu, nici nu sunt pe anturaje, nu, deloc. Pentru mine cea mai mare bucurie e doar trenurile, adică întreaga pasiune feroviară, de la trenuri până la tramvaie, până la metrou. Dar trenuri să fie. Și mai îmi place încă ceva și anume fotbalul. Îmi place foarte mult echipa a tuturor feroviarilor, Rapidul, eu sunt rapidist. Mă duc, săptămâna care vine, mă duc la Rapid, mă duc. Joacă cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Primul meci. Stimați prieteni, stimați pasionați feroviari, s-a cuplat o locomotivă electrică la trenul Regio, doar că el e trasat 2383, dacă nu mă înșel, care merge trasat deocamdată pe la Deva, în timp ce din trenul acesta se formează ca și garnitura trenului 1824, Interregio. Nimeni altul decât Deva București Nord, via Petroșani, linia 202.